Un alt lucru ce trebuie verificat este bujia. Recomandat este să schimbăm bujia la 30 de ore de funcționare. Iarăși este foarte important să vă uitați la ea. Vă dați seama după culoarea acesteia cum a mers motorul. Dacă culoarea este mai închisă la, să zic, un maroniu închis, înseamnă că a mers motorul foarte bogat, adică foarte multă benzină. Și în cazul acesta trebuie să mai umblăm la reglaj, la carburator. Dacă este invers, este foarte deschisă spre gri deschis și așa, a mers foarte sărac, adică a mers foarte mult aer și prea puțină benzină. Și în acest caz la fel, umblăm reglajul carburatorului. Reglajul de amestec este aici, în cazul acestui carburator. Avem un cui schimbat care se poate regla foarte ușor de aici. În mod normal, cel standard îți trebuie o șurubelniță specială ca să-l poți regla. Haideți să desfacem bujia. Gata, a intrat pe bujie. Păi, să o desfacem. Foarte important în cazul în care nu aveți o pipă care tanșează foarte bine, să curățați înainte să scoateți bujia, pentru că în cazul în care nu tanșează foarte bine și intră ceva mizerie, în momentul în care scoateți bujia, o să cadă toată mizeria în capul pistonului și vă dați seama, poate să provoace foarte mari pagube. Iarăși ar fi foarte important să curățați, pentru că nu o să vă intre nici cheia cum trebuie dacă avem pietricele sau alte chestii. Avem puțină vaselină și acest lucru incomodează foarte tare. Desfacem. Totuși, tot cu cheia trebuie să lucrăm. Ok. După cum spuneam, aceasta este praf. Deci, uitați-vă, acest electrod s-a rupt pur și simplu, s-a așezat în capătul ei și, după cum observați, depune de calamină și incredibil ce este aici. Foarte urât arată, aceasta clar trebuie schimbată, fără doar și poate. Vedeți de ce este foarte important să verificăm periodic? Deci o bujie ca aceasta vă poate strica chiar și motorul. Dacă unul dintre acești electrozi se rupe sau se întâmplă ceva și cade în capul pistonului, îl poate prinde și vă poate strica chiar și motorul. Acum, până înlocuim bujia și umblăm aici, asupăm gaura ca nu cumva să intre ceva în motor. Da? Pipa noastră etanșează foarte bine, este de ajuns. Dacă nu, băgați o bucată de cârpă, ceva care să împiedice să pătrundă o mizerie în motor sau să cadă ceva. Ok, întrucât am găsit acele depuneri, o să băgăm această cameră pe gaura bujiei ca să vedem exact ce avem în motor. Okay, pistonul, să vedem cum arată. Este chiar așa de rău. Are puțină depunere de calamină, dar nu este așa de rău.
se vede prea bine pe filmare. În realitate, pe acest display se vede mult mai bine. Da, și cămașa arată chiar foarte bine. Ok, deci arată în regulă, are puțină ca la mine, dar nu foarte multă, probabil din cauza benzinei și a bujii. O să-i schimbăm doar bujia, dar în cazul în care era mai rău, desfăceam și motorul, să vedem ce se întâmplă înăuntru. Dar arată foarte bine, nu pe margine chiar se observă că nu are deloc ca la mine. Cilindru arată foarte bine, nu se observă chiar prea bine în această filmare, că filmăm pe display, dar live se vede mult mai bine. Ok, după cum am spus, bujia ar trebui schimbată cam la 30 de ore, este recomandat. Vom pune o bujie nouă. Ați văzut cum era cea veche, era... Deci, uitați-o pe cea veche. E foarte, foarte afumată. Vom pune una nouă. Așa. Nu trebuie strânsă foarte tare, este bujie. Ok, suficient. Punem pipa. Și cam asta a fost schimbul bujiei. Ok, acum o să meargă puțin, o să mergem puțin cu ea, să vedem cum se comportă noua bujie și dacă mai trebuie să umblăm la reglaje. După cum v-am spus, este vorba de aici, la carburator. Mai închidem sau mai deschidem jiglerul de amestec în funcție de cum este bujia. În cazul în care este în continuare neagră, afumată, o să-l mai închidem. Și în cazul în care este prea deschisă la culoare, o să-l mai deschidem. Să vedem exact după ce vom merge puțin cu ea. De asemenea, să aveți grijă filtrul să fie în regulă, benzina să fie în regulă, să nu aveți o benzină cu apă sau o benzină veche și aceasta vă poate păcăli. Dăm o tură și desfacem bujia să vedem cum arată. Ok, desfacem să vedem cum este. Ok, da, e mult mai bine, dar se poate și mai bine, deci ar putea fi un pic mai maronie, așa ar trebui, totuși nu mai avem depunerile acelea de calamină, deci merge mai bine motorul. Ok, o să mai umblăm un pic la reglaj și sper că v-a fost de folos acest video. Este foarte important
În primul rând, din cauza bujiei și din cauza unui reglaj incorrect al carburatorului, pierdeți din putere și, de asemenea, consumul nu este ok. Iar dacă mergeți pe partea cealaltă cu prea puțină benzină, veți încinge foarte tare motorul și, la fel, veți avea o turație mare, dar putere nu. Vă mulțumim pentru vizionare. Nu uitați like și abonare la canalul nostru. Nu uitați dacă mai aveți ceva întrebări, sugestii pentru clipuri de acest gen. Vă așteptăm cu ele în comentarii. Și de asemenea, nu uitați să urmăriți toată gama noastră de clipuri. Vă vor ajuta foarte mult. O să vedeți că dacă sunteți atenți, vă puteți rezolva majoritatea problemelor acasă singuri și veți prelungi foarte mult viața motocicletei voastre. Vă mulțumim pentru vizionare!